Macabru în celebrul cimitir Bellu din capitală, o femeie care avea rudele îngropate într-un loc de veci, inclusiv mama, a descoperit cu stupoare că a dispărut mormântul, crucea, gardul, absolut tot pentru cele două locuri de veci și mai mult, inclusiv osemintele din morminte au fost scoase și depozitate. Adrian Cuculis, avocat, vine cu mai multe informații despre acest caz. Mulțumesc, domnule Cuculis, pentru intervenție. Ce Bună s-a dimineața. Întâmplat? Ce ați descoperit? Da, este o situație, pe de o parte macabră, pe de altă parte, care se încadrează, bineînțeles, în sfera aceasta a profanării de morminte. Situația este incipientă, în sensul în care, înainte de Paște, clienta s-a dus la cimitir, cum făcea treaba asta de ani de zile, și după Paște, imediat, s-a trezit că acolo nu mai era absolut nimic, teren viran, lucru care, sigur că avem în continuare o lege a mormintelor și a cimitirelor, există un regulament de funcționare, dar asta nu înseamnă că te poți apuca să scoți morții din morminte, nici măcar nu știe unde este mama, mă rog, osemintele care au rămas acolo, și mai mult decât atât, crucea din marmură și tot amplasamentul, toate au fost distruse, nimeni nu i-a dat niciun fel de explicație. Într-adevăr, i-a spus administratorul cimitirului la un moment dat că a încercat să o contacteze pentru a rezolva problema actelor. Acolo sunt niște acte foarte vechi, niște acte care practic trebuiau reînnoite, dar din punctul meu de vedere, și inclusiv poliția i-a comunicat acest lucru pentru că a fost chemată poliția la fața locului, să depună o plângere pentru profanare de morminte. Cazul oricum este în desfășurare, este o situație incipientă, chiar dacă s-a întâmplat în preajma Paștelui, însă cu siguranță doamna aceasta va merge mai departe, pentru că din ceea ce știm noi cel puțin, cimitirul Bellu se află în subordinea primăriei capitale și bineînțeles că cineva va trebui să dea niște răspunsuri. Nu pot dispărea morții din morminte, nici măcar să nu se știe unde sunt depozitați, pentru că asta s-a întâmplat, i-au scos de acolo, și mai mult decât atât să fie și distrus mormântul respectiv. Mulțumesc, domnule avocat, pentru informații. Vă așteptăm la Antena 3 cu mai multe